Salut, Alex Tenis la Minut aici. Vorba de mâna non-dominantă, da? Dacă ești drept taci, vorbim despre mâna stângă, care trebuie să fie întins și în timp ce arunc mingea la lansarea mingii, brațul trebuie să fie întins. Ține brațul stâng mai mult timp sus. Nu te mai gândi la putere, la forță, la a balansa foarte puternic în mână. Gândește-te la această sincronizare dintre picioare, corp și balansul rachetei, da? Spre minge. Vrei să fie această ușoară flexie a genunchilor, da? Flexez și mă propulsez. Flexez și mă propulsez. Această sincronizare în care flexez un pic genunchii și după aceea mă arunc ușor, doar hop, bum. Vreau să fie spate, flexare, bum. Dam, flexie, bum. Flexie, bum. Sunteți adulți jucători amatori de tenis de câmp sau poate aveți copilul la tenis de câmp și simțiți că ați jucat poate de jumătate de an, un an sau poate chiar mai mult și progresul este greoi sau sunt încă minusuri de care nu ați reușit să scăpați, să le corectați, haideți să încercăm și metodologia mea. Eu folosesc progresii, adică destructurez o lovitură complexă cum este de exemplu forehandul sau serva în bucățele mici din aproape în aproape pentru ca la final să obții acea lovitură completă. Și de asemenea folosesc filmări la antrenamente, ceea ce mă ajută enorm de mult, mai ales la început, să pot observa acele probleme cele mai importante, acele detalii minusuri cele mai importante la început pe care să ne concentrăm prioritar. Sunt convins că dacă lucrăm măcar două antrenamente pe săptămână, în 3-4 luni de zile vom obține un progres vizibil la o lovitură cu siguranță și chiar la jocuri pe ansamblu. Lăsați-mi un mesaj privat și haideți să încercăm să colaborăm în București. Sunt Alex, Tenis la Minut, vă aștept, toate cele bune!